Omul care a salvat-o pe Halep a deschis șampania la Paris și nu e vorba de Muratoglu. Vrem să fie din nou cea mai bună din lume, spune tatăl Simonei. Halep revine de la Dubai să sărbătorească alături de familie victoria de la TAS. Suspendarea a fost redusă de la 4 ani la 9 luni. Fericirea este imensă, care nu se poate exprima în cuvinte. Vrem să fie iar din nou numărul 1. Halep va primi despăgubiri de la cei care au acuzat-o și se judecă și cu firma care a produs suplimentul contaminat. Avocatul american care a apărat-o la TAS dă de înțeles că ar putea fi trase la răspundere și alte persoane. Sper să le ia toți banii celor care au contaminat. Halep i-a mulțumit și toxicologului francez care a apărat-o la TAS. Pour moi, Simona Halep est totalement innocent. Elle s'est contaminée. J'ai ouvert une bouteille de champagne français pour fêter cette victoire. Adevărul a ieșit la suprafață. E mesajul lui Muratoglu pe care mulți români îl consideră vinovat pentru ce i s-a întâmplat lui Halep. Celor care au criticat-o să le fie rușine, nici nu mai contează dacă pierde următoarele 5 turnee. Important este care veniți. Sigur că va fi foarte greu după pauza atât de mare, dar eu, așa cum o știu eu pe ea, sunt sigur că va da tot ce poate și să revină de acolo unde trebuie.